Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Sunt Simona Pomazan și astăzi alături de noi se află, așa cum v-am promis săptămâna trecută, primarul municipiului Pitești, domnul Cornel Ionică, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc că se află alături de noi. Bună ziua, domnule primar! Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și telespectatorilor. Domnule primar, în începutul emisiunii aș vrea să vă rog să îmi permiteți să adresez și eu condoleanțe familiei Zichil, fostul director al Serviciului de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, omul care cel puțin o dată pe lună se afla prezent la noi în emisiune, un vechi colaborator al studioului nostru de televiziune. Sincere condoleanțe, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dumnezeu să vă binească și pentru noi este o foarte mare plăcere pentru un om foarte implicat, dedicat activității și care s-a dus mult prea devreme. Nu spusese ultimul cuvânt nici în viață, probabil, și cu siguranță nici în familie și numai din acest motiv este o pierdere regretabilă și condoleanțe și din partea mea, familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Domnule primar, iată, suntem într-o săptămână greu încercată, o săptămână a patimilor. Ne pregătim de sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Vreau să ne spuneți cum suntem pregătiți noi ca piteșteni, cum sunt pregătite autoritățile să întâmpine această sărbătoare, iată, în momente grele, dificile, pe care nu le-am traversat până acum și pe care trebuie să le trecem așa cum putem. Spuneți-ne, Piteștul este pregătit? Autoritățile sunt pregătite? Vă asigur că suntem pregătiți și depunem toate eforturile în vederea realizării tuturor activităților care privesc comunitatea noastră și mai ales activități care sunt specifice acestei perioade. Din păcate, fac precizarea că se întâmplă lucrurile acestea în condițiile pe care le cunoaștem cu toții și mai ales în condiții de restricție, având în vedere faptul că sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea creștinătății de maxim interes și foarte importantă pentru români, cea mai importantă de altfel dintr-un an calendaristic și noi, ca de fiecare dată, am fost pregătiți și am rezolvat toate problemele care ne privesc și care privesc și comunitatea și în condițiile de normalitate, dar acum sunt condiții cu totul speciale pe care trebuie să le avem în vedere și pe care, cu siguranță, le vom rezolva. Aș vrea să fac și unele precizări în legătură cu acest lucru și că am făcut un program amplu, astfel încât să ne încadrăm în tot ceea ce presupune măsurile care se impun, cât și să asigurăm cetățenii de o foarte bună igienizare, de un oraș cât mai curat cu putință și de tot ce este mai bun în perioada aceasta, în situația în care, repet, suntem. În acest context, aș vrea să vă spun că, în primul rând, continuăm cu acțiunile de curățenie, care sunt specifice în această perioadă și care presupun spălatul străzilor, spălatul aleilor, al trotuarelor, spălatul și întreținerea zonelor aglomerate și, în special, a zonelor de la piețe, unde există o afluență destul de mare cu cetățeni. Ce vreau să vă spun în mod concret este faptul că în această perioadă, începând de noaptea aceasta, am și postat pe site-uri, până joi inclusiv, vom face dezinfecție în toate zonele aglomerate și, repet și spun, în special în zonele piețelor, care este foarte bine că vor funcționa, dar evident că va trebui să impunem măsuri ferme, măsuri categorice, care nu sunt pe placul nimănui, dar care ne asigură o protecție cât de cât împotriva răspândirii acestui microb ucigaș. La ce vă referiți, domnule primar, când spuneți măsuri ferme, măsuri categorice în apropierea la piețe și în apropierea piețelor? Măsuri ferme și măsuri categorice, în primul rând, cu dezinfecții, dezinfectanți pe care îi avem în proceduri de lucru pe timp de noapte în mod special, dar și pe timp de zi curățenie maximă, asta vreau să spun. Și în piețe am dat dispoziția responsabililor ca să pună în vedere și să urmărească
cât și celor de la poliția locală să urmărească modul de comercializare într-o cât mai bună siguranță pentru cei care participă la actul comercial, atât din partea celor care vând, cât și din partea celor care cumpără, în sensul că trebuie să păstreze acea distanță fizică impusă de minimum 1,5 m, poate 2, și să poartă mască de protecție cât și mănuși de protecție. E foarte important acest lucru și în felul acesta, impunând aceste măsuri restrictive care sunt recomandate la acest moment, ne protejăm pe noi, protejăm oamenii și ne protejăm și în mediul în care ne aflăm ca să, pentru a evita eventualele neplăceri. Nu sunt singurele măsuri pe care le-am luat, pentru că vom interveni și în zona spitalelor, vom interveni și în zonele de trafic mai intens, dar activitatea de curățenie, de spălatul străzilor, este o activitate curentă. Activitatea de dezinfectare a spațiilor, a zonelor aglomerate, o facem cam cu soluții avizate, o facem cam la 2 săptămâni. Avem în vedere de altfel faptul că perioada aceasta e posibil să dureze și suntem pregătiți să acționăm pe toată perioada în care regulile acestea sunt impuse și pentru că încă noi credem că prin aceste măsuri putem să stăvilim răspândirea microbului Cigaș. Ce aș vrea să spun în continuare este că acționăm și la blocuri. Am început operațiunea, am montat dispensere, dar de fapt sunt niște recipienți singurii care se găsesc pe piață și în România și pe piața europeană cu dezinfectat, pentru că acest recipient, adică recipient special pentru dezinfectat, nu a fabricat nimeni, ne prevăză nimeni că această problemă urma să vină și că această problemă s-a propagat cu asemenea viteză în toate spațiile din lume. Spațiile publice vorbim și spații private, evident. Vom avea echipe care se fac și completarea, deci umplerea cu substanță dezinfectantă la toate scările de bloc, inclusiv sâmbătă, mai puțin duminică și luni, evident, și acolo unde recipienții sunt defecți, îi vom înlocui. De asemenea, vom completa cu recipienți și scările de bloc, puțin înțeleg că vreo 30, ar fi 20 și ceva, 30 pe lângă cele aproape 3.000, care unde nu au putut fi montate acești recipienți datorită faptului că echipele nu au avut acces pe scările de bloc și nu au putut să intre să facă această operațiune. Dar pe măsură ce am fost anunțat, s-a luat act despre lucrul acesta și se vor monta și acolo unde nu au fost puși până acum. Da, și făceați săptămâna trecută apel către administratorii acestor blocuri să dea dovadă de înțelepciune și să permită accesul salariaților din cadrul primăriei pentru a monta aceste dispensere. Spuneați noastră că mai sunt câteva blocuri unde nu s-au montat. Ați reumplut deja multe dintre aceste dispensere. Ați avut și probleme, înțeleg, au fost unele și vandalizate, pe lângă faptul că unele au fost... Evident, și vom continua operațiunea. Trebuie să vă spun cu regret că am avut și situații în care ele au fost vandalizate, distruse, rupte, pur și simplu, smulse. Lucru inacceptabil dacă vă gândesc că acțiunea aceasta nu este foarte ușor nici de întreținut, nici de pus în aplicare. Și gândiți-vă că 3.500 de recipienți sunt un camion, poate mai mult de recipienți. Și noi nu suntem în situația unor orașe cu 10 stări de bloc și acolo asta e tot și poate că nu s-au pus recipienți, s-au pus niște covorașe. Deci operațiunea aceasta a presupus eforturi importante cu personal numeros. Și din acest motiv aș vrea să fac în continuare apel către asociațiile de proprietari, către proprietari să fie sprijiniți privind acest acces, nimic mai mult. E nevoie să ne permită accesul scării, acolo nu se va permite accesul, evident că operațiunea nu se va putea, nu va decurge în condiții și într-o normalitate pe care ne-o dorim. Dar trebuie să vă spun sincer că mulți, foarte mulți sau cei mai mulți, mulți, mulți de tot, oamenii au înțeles foarte bine și au apreciat că facem o treabă bună și speră într-o colaborare, speră și înălășim într-o colaborare și mai departe cu gândul că
acesta ne ajută privind această situație pe care nu ne-am dorit-o și pe care nici nu am prevăzut-o de altfel. Vă spuneam că nu se știe până când și cum vor fi aceste restricții, dar noi suntem pregătiți ca să acționăm din toate punctele de vedere, indiferent pentru perioada care va fi, indiferent care va fi aceea, iar numărul oamenilor implicați al utilajelor foarte moderne cu care am apucat să ne dotăm, cu care ne-am dotat în ultimii ani, ne ajută foarte mult și toate acțiunile le facem nu cu firme specializate, nu le facem cu societăți private, le facem în regie proprie cu mașinile noastre și costurile sunt de 4-5 ori mai mult, iar operațiunile sunt mult mai controlabile și putem fi mult mai operaționale în acest context. Mai spuneam că ne suntem obligați în această perioadă și în perioada care vine să facem față și altor situații, altor activități care se impun în momentele acestea și pe care evident le avem în vedere și le vom derula. Mă gândesc și am în vedere să spun că începând de ieri am început activitatea de întreținere a spațiilor verzi pentru că vegetația pur și simplu explodează în această perioadă și este nevoie de asemenea de eforturi maxime ca să pătrundem peste tot și cât mai mult cu putință pe tot domeniul public acolo unde este nevoie de noi, de echipele noastre. Toate activitățile pe care le desfășurăm din toate punctele de vedere, cât și dezinfectarea platformelor de gunoi care va continua și va fi permanentă, spălarea și dezinfectarea, presupune un volum foarte mare de muncă, spuneam, cu utilaje, dar și cu un număr de 5-600 de oameni în fiecare zi. Este un efort uriaș, din păcate ne confruntăm cu niște probleme pe care nu le știe toată lumea, în sensul că din ce în ce mai puțin oameni doresc să lucreze în aceste activități, să participe la activitățile de pe domeniul public care presupun activități de asfaltare, de reparații, carosabile, pietonale, trotuare, de operațiuni care privesc marcajele rutiere, care privesc întreținerea spațiilor verzi, care presupune măturatul și întreținerea spațiilor publice, precum și dezinfectarea ca o măsură impusă, precum și spălatul străzilor de asemenea. Eforturile sunt mari. Noi ne-am conformat situației, ce privesc aceste obligații care decurg din ordonanțele militare. Pe de o parte, iar pe cealaltă parte, activitățile obligatorii se desfășoară în condiții de normalitate și în această perioadă și am în vedere faptul că trebuie să prestăm servicii de cea mai bună calitate pentru cetățenii noștri, servicii care pe lângă curățenie, pe lângă ridicarea gunoiului menajer, pe lângă reparații și asfaltări de străzi, pe lângă marcaje rutiere, apă și canalizare, transport public și chiar de fabricarea distribuției agentului termic, care încă funcționează în parametri normal pe timp de o noapte, este adevărat, pentru că în perioada următoare vom vedea când temperaturile vor crește, vom sista agentul termic pentru încălzire și cum ține numai agentul termic ca și apă caldă pentru clienții sistem, pentru cei raportează la sistemul unitar. Da, domnule primar, așa este. Este cu adevărat o problemă faptul că mulți dintre angajați nu mai vor să lucreze, mai ales în această perioadă în care avem nevoie de să știm că suntem protejați și dumneavoastră faceți toate eforturile. Într-adevăr, am văzut că sunt foarte mulți oameni pe străzi, vorbeați de marcajele rutiere. Înțeleg că oamenii sunt și implicați în toaletarea orașului, că până la urmă e curățenia de primăvară, suntem în lunile de primăvară și trebuie să facem și acest lucru. Iată această campanie de dezinfectare a orașului. Aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva mesaje de la telespectatori. Spuneați de dispensele din scările de bloc. Într-adevăr, soluțiile se consumă foarte repede pentru că este și normal. Oamenii sunt speriați și automat atunci când ies sau intră în bloc folosesc aceste soluții. Încă ceva și o să ne răspundeți dumneavoastră punctual. Și în mijloacele de transport în comun, să știți că soluția dezinfectantă nu mai este. Adică chiar am primit telefoane de la oameni și de la telespectatorii noștri și ne spuneau că aproape pe toate liniile nu se mai găsește acest dezinfectant. Dacă dumneavoastră puteți să ne răspundeți. Da, sigur că da. A fost o perioadă foarte scurtă în care
nu am avut dezinfectanții conform nevoilor noastre pe mijloace de transport. Vreau să vă spun că ne aprovizionăm foarte greu, găsim foarte greu aceste soluții, am găsit foarte greu și dispenserele pe care le-am luat toate la preț de speculă. Ne-am aprovizionat cu mare greutate. Prețurile au crescut și la noi și în Europa și peste tot de nu știu câte ori. Comercianții, furnizorii au profitat, cât și fabricații au profitat foarte mult de această situație și ne vom aproviziona și evident vor fi, dispenserele vor fi pentru că este nevoie de ele și vor fi din nou pe autobuze, asta vă spun la modul cel mai corect, dar avem și sincope în aprovizionare datorită faptului că nu le găsim. Iar ce cumpărăm astăzi cu un preț, mâine cumpărăm cu altul sau ce cumpărăm bine, cumpărăm poi, mâine, uite, numai așa au mers lucrurile și situațiile sunt și mai complicate și în vedere și faptul că în birouri, la primărie sau în instituții sunt 5, 6, 7 salariați pentru care încă nu am găsit, nu am putut să ne aprovizionăm pentru toată lumea cu o mască de protecție. Am luat distanțele cât s-a putut ca să evităm contactul foarte apropiat cu mănuși. Deci nu este foarte ușor. Este un moment, vedeți că pe piață nu se găsesc. Costa 40 de bani, 50 de bani, 60 de bani costa o mască, acum 6-8 lei costă. Unde suntem și de ce? Cu greu vom înțelegem, dar cu greu vom fi de acord cu lucrurile acestea care chiar se întâmplă în momentele acestea. Ne lipsesc și în mare parte pentru cele de care avem foarte mare nevoie, cum sunt substanțele pentru stres, unde consumăm cantități importante. Ne-am aprovizat pentru o perioadă mai mare și suntem foarte atenți, prevăzători, ca să reîmprospătăm stocurile, pentru ca acțiunea de dezinfectare foarte, foarte importantă să continuă și să nu aibă întrerupe. Ne ocupă mult timp și mai mult timp ăsta, cu eforturi mari, cu mulți oameni și dumneavoastră și vă spuneam cu oameni din ce în ce mai puțin. Pe de o parte, oamenii mă și așteptau pe aici, mă și așteaptă pe la vor loc de muncă, locuri de muncă, sunt sute, sunt mii de locuri de muncă, probabil vor la birouri, nu știu ce să spun, nu știu acela care să dau răspunsurile astea, dar i-am informat că se găsesc locuri de muncă, dacă vor să muncească, evident, dar cei care au mai muncit sau cei care muncesc sau cei care sunt implicați, cum sunt cei din activitatea de reparații străzi, în activitățile de salubritate de orice fel, stradală sau menajeră, sunt ademeniți de societăți, probabil cu salarii mai bune și au cam plecat și tot pleacă în continuare, iar numărul celor care se angajează este din ce în ce mai mic. Este o constatare și un adevăr ca și situația pe care dumneavoastră ați și de altfel ați remarcat. Vorbeați despre aceste măsuri impuse, mai ales în perioada premergătoare sărbătorilor de Paști. Aș vrea să ne spuneți, instituția prefectului anunța luni, 13 aprilie, că autoritățile trebuie să ofere la cerere producătorilor agricoli spații pentru ca oamenii să se poată aproviziona de Sfintele Sărbători. În Pitești, ce decizii ați luat în acest sens? Pitești a luat decizii maxime și suntem în atenția tuturor și dorim să ne implicăm de asemenea maxim. Producător să fie. Cred că astea sunt vorbe. Vorbe pur și simplu. Am spus să avem piețe moderne, ultramoderne. Producători 1%. Nu vor să vină. Le punem la dispoziție să vină la dumneavoastră, la presă, la televiziune și să vă semnaleze și dumneavoastră ne veți comunica și vă vom pe loc. Problemele vor fi rezolvate pe loc. Pentru micii producători, cei cu mănunte pătrunjel, cei cu 10 ouă care vor să le comercializeze, 5 litri de lapte, știu, dar în condițiile controlate de organele abilitate, am pus la dispoziție spații gratuite. Ca să nu mai alerge poliția că vând o... Așa este. În vârstă niște leuștean sau știu eu ce mai mici. În stradă, mai ales acum când trecem prin această perioadă. Poate luăm în interior pe spații gratuite. Avem spații suficiente, ultramoderne pentru producători, pe care eu nu-i văd. Astea sunt numai vorbe, vă spun categoric, și îi aștept pe producători și mă bucur că prefectul a ridicat această situație pe care probabil că, nu știu, i-a scăpat, dar trebuia să o știe și să ia legătura și cu noi și să-i spunem că oricând suntem gata să primim producători, toți producătorii care au de altfel întâietate desfacerea în piețele agroalimentare se face prin intermediul societăților, foarte adevărat, care sunt autorizate și care răspund
privind activitățile, activitățile fiscale și activitățile din punct de vedere al legislației, răspunde ele, noi suntem aceia care nu mai asigurăm condițiile de vânzare și cu spații necesare și cu tot ce presupune dotări și tot, deci, totul despre ce, tot ce au nevoie. V-aș sugera să vin să vizitați piața. Știu că multe că am fost în schimb de experiență, ne-am informat, dacă sunt puține în țară de nivelul acesta, cele mai bune condiții, aer condiționat, climatizat, iluminat, absolut o, spații închise, spații protejate, în fiecare săptămână dezinfectate, cu toalete moderne și cu apă rece și apă caldă. Uitați, verificați, faceți și o informare de genul acesta și în toate, cu toate condițiile acestea, producătorii se arată din ce în ce mai puțin. Deci avem deschidere maximă și așteptăm și este și în interesul nostru, dar în primul rând, ca și autorități, dar în primul rând al cetățenilor și, de ce nu, al producătorilor. Și mare păcat că producătorii care muncesc foarte mult, mulți își vând produsele pe nimic și le vând de acasă și nu preferă sau nu vor sau nu intenționează să desfășoare și activitățile de vânzare în regie proprie, cu largul concurs al nostru, al autorităților. Deci avem condiții, avem spații și, din acest punct de vedere, nici o problemă. Ce măsuri veți lua în piețele agroalimentare din oraș, mai ales în această perioadă în care, cu siguranță, va fi aglomerație? Oamenii vor veni să se aprovizioneze, vor veni să-și facă acele cumpărături pentru masa de Paște? Deci am avut comandament cu responsabilii din piețe. Le-am pus în vedere și știau de altfel toate măsurile care se impun. Tot știm în ce perioadă ne aflăm. Dar ca să vă spun ca un secret, așa, ca prima oară să comunic cuiva, că în dimineața aceasta, după o săptămână de demersuri, am stabilit în mod concret și sperăm, depinde de furnizori, să realizăm o măsură care credem că va fi extrem de eficientă. Și e vorba de tuneluri de dezinfectare pe care le vom amplasa în piețe. Joi vor începe, dacă furnizorul se ține de cuvânt, cu aceste, în sensul de furnizare a echipamentelor, de foarte bună calitate, cu eficiență, credem noi, în acest demers. Am văzut lucrurile acestea și în străinătate, mai ales în Wuhan, de acolo au pornit, s-au lansat aceste echipamente. Și vom pune tuneluri de dezinfectare în toate piețele, începând de joi. Sperăm joi să le punem. Poate vineri, nu știu câte. Dar săptămâna viitoare vom pune în toate piețele, inclusiv la Spitalul de Pediatrie, unde avem solicitare și unde merge încă un număr mare de bolnavi, un număr foarte mare de copii, unde este un personal numeros și dedicat și pe care îl apreciez ca și personalul medical de altfel, care a găsit înțelegere la noi de fiecare dată și vom fi alături de dumnealor. Deci vom pune și aceste tuneluri de dezinfectare, iar măsurile, vă spuneam, ca în vedere și dezinfectarea efectivă a spațiilor cu substanțe avizate, a spațiilor aglomerate, pentru că se scuipă pe jos, se aruncă, se nu știu ce, nu țin distanțele, mizerie, suntem acolo. Uitați-vă cum arată orașul, vă spun că arată luna. Dacă noi, cetățenii, am înțelege mai bine și mai mult, să fim civici în toate sensurile, în toate sensurile care privesc acest civism, vă spun că ar fi mult, mult mai ok. Sunt mulți oameni care au înțeles foarte bine, dar încă găsim lângă coșul de gunoi pungi cu alimente, în gardurile vii pungi și depozite de gunoi, lângă platforme și non-platforme, cutii și mizerie cât cuprinde. Luăm de pe platformele de gunoi, ridicăm gunoiul, să spună oamenii și toți cei de acolo, cei interesați, dacă nu este adevărat, de două ori sau chiar și de trei ori pe zi. Pe când în urmă cu 10 ani, o dată la două zile sau la trei zile. Deci eforturile sunt maxime. Nu vă mai spun că încasările sunt departe de ceea ce ar trebui să fie, iar serviciile de salubritate și serviciile în sine se țin cu bani grei pe care îi ai de nicăieri la momentul acesta.
Deci, practic, domnule primar, faceți un apel către cetățenii municipiului Pitești, mai ales în această perioadă grea de încercare pentru noi toți, să dea dovadă de simț civic și să nu mai arunce la întâmplare și să, să se gândească fiecare la binele dumnealui, dar și la binele aproapelui. Vă imaginați dacă operăm aproape 200 de platforme în fiecare zi, cu ce eforturi? Vă imaginați ce cantități de gunoi ridicăm de acolo? Și o să vedeți că la Paști și la Crăciun, ca de fiecare dată, o tristă constatare. Sper să nu se întâmple așa, dar se va întâmpla mai mult ca sigur. Tomberonele vor fi pline și cu ouă, și cu carne, și cu oase, și pe jos, și pe sus, și pe unde vreți, și cu haine, și cu tot ce vreți dumneavoastră. Așa este, pentru că românul este învățat să cumpere în cantități industriale pe care apoi va trebui să le arunce, efectiv. Dar am constatat de la un an la altul, pot să spun, și oameni cu o mai mare responsabilitate. Am pus camere de luat vederi pe zonele care de conflict, unde vin cu gunoi mașini din zonele limitrofe, care nici nu plătesc și vin mașini din trei să aducă. Acum mai puțin, că nu mai le funcționează pensiuni și restaurante, aduceau și până acolo. Cineva, un domn din Prundu, știu și numele, la oarecare televiziune, zice, domnule, au pus poliția să păzească. Păi în Prundu a ținut o lună de zile și o lună și jumătate poliția acolo, că toată lumea se descărcă, până i-am dezobișnuit. N-aveam ce să facem cu poliția? Dar le plăcea să stea sau le-ar fi plăcut să stea cu munții de gunoi în jurul blocului? Greu de tot am rezolvat problema. Avem camere de la vedere aproape 200 cu care, și pe care, unde avem în vedere și, și platformele de gunoi. Și avem și proiecte care presupun montarea unor echipamente de supraveghere a spațiilor publice și în continuare pentru a supraveghea și pentru a interveni în situații de încălcare a legii, chiar și de infracționalitate. Nu am semnale la momentul acesta că se întâmplă lucruri deosebite din acest punct de vedere, dar ne putem aștepta la orice și trebuie să prevenim și mai ales cetățenii trebuie să simtă că sunt în siguranță din toate punctele de vedere. Dar vreau să vă uitați, vreau să observați, în special dimineața, cei care ies de acasă, să vadă străzile spălate, să vadă curat, să vadă mirosul care este, să vadă eforturile. Noi rămânem ca o normalitate. Eforturile vor continua și trebuie să avem și concursul concetățenilor noștri, pentru că numai împreună depășim aceste momente critice și împreună ne facem viața mai ușoară și prin aceste activități orașul nostru poate să arate mai bine, poate să arate așa cum ne dorim. Uitați-vă ce se întâmplă și la alții. Suntem între puținii care spălăm zi-noapte, care măturăm zi-noapte. Și se vede. Dar s-ar putea și mai mult dacă am fi sprijiniți, ajutați. Am în vedere și obiectivele pe care le avem în locul, investițiile. N-am renunțat și nu vom renunța. Mergem în paralel. Asta spuneam cu toate activitățile. Dar partea aceasta de dezinfecție ne-a creat niște neajunsuri pentru că a trebuit să ne organizăm și aici și cu eforturi financiare și cu eforturi în ceea ce privește forța de muncă. În perioada următoare vom spune măsuri ferme și le vom anunța la timpul potrivit privind dezinsecția de data aceasta pe care o reclamă cetățenii în fiecare an. Și mă gândesc aici la țânțari, la tigri de tigre africane, acele insecte care așa se numesc și vom interveni de data aceasta anunț de acum de câte ori va fi nevoie. Cetățenii și-au dorit mult și-au cerut tot timpul și am făcut-o cam de două ori pe an am făcut această dezinsecție. Total insuficient având în vedere pericolul pentru că va veni seceta aceea de vară care ne va da de furcă din acest punct de vedere cu țințar și cu toate aceste bacterii pe care trebuie să le combatem. Va fi o acțiune pe care o veți avea paralel cu cea de dezinfectare a străzilor în contextul... Fără discuție, dar va fi un context cu totul deosebit. Veți constata la momentul potrivit. Credem, nu suntem singuri din țară, dar vom dintre puținii care ne vom preocupa de echipamente speciale, dezinfectanți evident avizați, autorizați
și vom face această, spunem, acțiune de câte ori va fi nevoie. La momentul acela se vor impune intervenții ferme și din acest punct de vedere și suntem în situația în care ne pregătim serios și pentru momentul acela. Domnule primar, vorbeați despre aceste măsuri speciale, vorbeați despre acest tunel de dezinfectare, foarte importantă informația pe care ne-ați adus-o la cunoștință. Aș vrea să vorbim puțin și despre noaptea de înviere, noaptea sfântă. Ce le transmiteți oamenilor? Pentru că acum toți sunt cu ochii la autorități. Trebuie să știe ce să facă, ce veți face dumneavoastră, iată, ca un cetățean al municipiului Pitești. Și ce ar trebui să facă piteștenii? Doamna Șerpa, dacă o luați și nu neapărat ca o glumă, dacă în anii precedenți ne preocupam să asigurăm liniște, să asigurăm curățenie, să asigurăm protecția celor care vin în număr mare în zona locașelor de cult a bisericilor, la momentul ăsta le transmit ferm că dacă îi prinde pe stradă, îi amendăm. Ca să știe. Deci cu tot regretul am luat măsuri să împiedicăm deplasarea grupurilor de cetățeni, mai ales dintr-o parte în alta, dintr-o zonă în alta a orașului. Este efectiv un pericol acesta. Chiar am luat aceste măsuri, vom fi foarte vigilenți, vom fi foarte atenți. Le recomand cetățenilor, cum și mie, cum și eu sunt în aceste situații și dumneavoastră și toți, să stăm liniștiți acasă, să vedem pe mijloacele de comunicare, dacă suntem credincioși, mai mult, mai puțin. Slujbele de înviere vor fi transmise online. Eu știu, să spunem o rugăciune dacă ne preocupă. Fiecare știe ce are de făcut. Să ne închinăm, să ne gândim la cele bune, cu gânduri bune și tot ce presupune aceste momente. Dar pe stradă sunt nicio formă. Nici noaptea de înviere, nici de Paște, nici luni după Paște, nimic absolut. Protejându-ne și având grijă unii de alții, ne protejăm viața, ne protejăm familia, ne protejăm noi pe noi. Vom fi foarte atenți la lucrurile acestea. De asemenea, eu sunt unul dintre cei care militez pentru menținerea piețelor agroalimentare deschise. Dacă și aici închidem și nu lăsăm posibilitatea oamenilor ca în orele acelea permisive să meargă să-și facă cumpărăturile, ca virgulă comercianții să-și poată să-și facă și ei să-și desfășoare activitățile, producătorii să poată să-și transmită, să-și aducă truda pe mesele noastre, militez pentru lucrul acesta, să o facem în cele mai bune condiții, de siguranță unul față de celălalt. Și aici am luat măsuri și vom fi foarte atenți, dar vă spun că măsurile nu sunt suficiente. Depinde de noi. Pentru că încă am văzut că se fac chepuri, chiuie, țipă, muzică de colo până acolo, unii și alții. Trebuie să ne abținem în această perioadă. Se știe că în preajma sărbătorilor de Paște o dezlegare așa la bine, la mese îmbelșucate, la petrecere. Și e firesc să fie, dar de data aceasta în condițiile care se impun. Nimic mai mult de atât. Așa este. Anul acesta avem o sărbătoare atipică. Nu avem ce să facem. Ne confruntăm cu o situație pe care nu ne-am fi dorit-o niciodată, dar trebuie să ne adaptăm și să ne gândim la noi și la ceilalți, la semenii noștri. Spuneați noastră că încă se fac chefuri, așa este, dar și de florii am văzut că mașinile de poliție s-au aflat în cartiere, au fost prin toate străzile, prin zonele lăturalnice, adică au fost printre blocuri. Chiar am văzut că oamenii totuși au înțeles și au rămas acasă. Domnule primar, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să le spuneți piteștenilor, așa pe final de emisiune, care ar fi mesajul dumneavoastră al autorităților pentru dumnealor, pentru ca să știe că sunt protejați și să stea liniștiți și așa să vă asculte îndemnul și să stea acasă. Mai vreau să transmit tuturor că am suspendat transportul public către cimitir în perioada foarte bine că ați adus în discuție, pentru că au fost câteva controverse că de flori linia de transport către cimitir a funcționat, de ce oamenii au fost puțin în derută, ar fi bine să ne explicați. Doamne, fac niște scurte precizări. Vă rog. Noi nu am pus lacul pe cimitir, cum am făcut-o alții și puteam să o facem și o putem face oricând.
Am lăsat deschis pentru activitățile specifice și mai ales pentru aceste sărbători posibilitatea ca atunci, în perioada aceea și în condițiile strict prevăzute de lege, ca oamenii să poată, cei care doresc foarte mult, cei care au acum își deplâng, mă rog, morții, cei care doresc să meargă acolo să o facă în condițiile legii, dar nu îi încurajăm. Nu deschidem locurile de joacă pentru copii, nu deschidem parcurile. Nu poftim pe nimeni să se plimbe nici în parc și cu atât mai mult la cimitir. Spun asta pentru că primim la telefonul nostru nenumărate sezizări, ba chiar și critici, pe un ton sau pe altul, că de ce nu-i lăsăm în parc, că de ce nu-i lăsăm la autobuz, de ce nu-i lăsăm să meargă. Păi de-aia nu-i lăsăm, scuzați-mi expresia, pentru că trebuie să avem grijă de noi, pentru că trebuie să înțelegem momentele. Vă spun, majoritatea covârșitoare a înțeles și respectă și cu greutate, nu că înțeleg foarte bine, dar cu greutățile inerente și acceptă aceste constrângeri. Am dat dispoziție tuturor celor implicați ca în perioada aceasta, cum să apreciați noastră la Florii de Paște, să fie foarte atenți, pentru că lucrul acesta, odată scăpate de sub control, greu de pus în matca lor. Există dorința de a merge unii pe la alții, de a ciocni un ou, de a discuta, de a bea un pahar. De data asta, stop, stop, stop. Asta este îndemnul meu, îndemnul nostru. Deci vom fi foarte atenți ca lucrurile acestea să nu se întâmplă. Evident, vom mai discuta, ne vom mai auzi cu unii și cu alții până vineri, sâmbătă. Ne doresc tuturor liniște, un Paște liniștit. Ne dorim cu toții să depășim cu bine aceste critice momente și numai împreună și împreună putem să trecem cu bine sau să facem cu bine față acestei perioade, dar numai împreună. Cert este că oamenii trebuie să înțeleagă că veți fi pregătiți pentru a preveni orice faptă antisocială, orice i-ar pune în pericol. Iată, vorbeați despre aceste măsuri speciale luate în întreg municipiul. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom revedea și după sărbătorile pascale, să aveți sărbători liniștite alături de familia dumneavoastră. Sănătate multă și le mulțumesc și telespectatorilor că și de această dată au fost alături de noi. Rămâneți cu bine. La revedere!